Pentru Leu, luna Marte și Jupiter, aflate într-o piramidă de pământ, vor favoriza acțiunile cu rezultate concrete: echilibru, consolidarea situațiilor care țin de contracte și de asocieri, mai ales când e vorba de resurse, de bunuri materiale și de ceea ce pentru voi înseamnă menirea voastră sunt momente pentru a recolta eforturile făcute într-o perioadă anterioară, momente de eficiență, momente de oportunitate. Pe 1 august, la ora 21 și 31 de minute, luna plină din vărsător, aduce în prim plan uh, contracte și asocieri. Din neatenție sunt posibile ceva litigii, ceva necazuri, iar contractele, asocierile uh, pot uh, să aducă uh, situații de imprevizibil, mai ales dacă acesta vine din partea femeilor, din partea cheltuielilor mai mari, din partea pierderilor financiare în călătorii sau în zona de asocieri. Există tendința de a se exagera mai mult poate cu alimentația, iar relațiile pot fi mai ușor marcate de nepăsare sau chiar de orgolii prea mari. Tensiunile sunt mai ales pe contracte, pe asocieri, și ele aduc o concentrare mai mare pe zona de cunoaștere spirituală, cunoaștere de sine, pe zona de călătorii. Aceste frustrări bazate pe finanțe, bani și resurse materiale pot determina creșterea. Concentrării, a perseverenței, a atașamentului, în special față de uh, lucrurile materiale. Rezolvarea frustrărilor se face în familie, în cămin, în relații sau legat de trecut, prin acțiuni secrete, prin pasiuni, prin emoții profunde. Cunoașterea, studiile, călătorile aduc o dorință mai mare de confort, dar și egoism mai mare, extravaganță, tendința la a cheltui mai mult chiar dacă se ajunge la datorii și la autoindulgenți. În această perioadă crește tendința de a se munci mai puțin, tendința unor excese care pot să aducă efecte negative asupra sănătății. Riscurile de vitalitate scăzută pot să apară de aici, iar relațiile pot fi marcate mai ușor de nervozitate și de unele neînțelegeri. Pentru a avea resurse este suficient să vă concentrați pe menirea voastră, pe relații, pe asocieri, chiar dacă acestea sunt neobișnuite și unor există posibilitatea de a fi cam exagerat de influențabili. Tendința de a cheltui mai mult poate să aducă dificultăți în această perioadă și în relații și chiar posibilitatea unor relații multiple.